în final epuizate toate aceste proprietăți și să mergem pe urmă pe baza lor să lucrăm diverse și diverse găsiții. Dar tot... Ok, dar abia acum a început, se pare, registrarea. Când acum? Acum. Așa. Deci, spuneam că din nou suntem împreună, le salutăm pe prietenii noștri și le spunem că din nou ne dorim să facem o lecție frumoasă. Suntem încă, așa cum spuneam, la capitolul puteri. Am epuizat trei dintre ele, le-am trecut în revistă cu exemple și ne-am dat seama de importanța proprietăților acestora ale puterilor, pentru că pe baza lor ne ușurăm munca. Țin minte că ieri am avut, la un moment dat, ne-am închipuit noi că n-am ști să lucrăm cu puteri și am calculat acolo cât ar face, nu? 4 ori 48 ori 2 la 3 asupra 2 la 10. Da. Am văzut valoarea și am ajuns la fracția 1536 asupra 1024. Și în final, fracția asta am tot simplificat-o, ea fiind reductibilă, prin 2, prin 2, prin 2, de 9 ori. Adică practic a fost simplificată prin 2 la 9. Asta înseamnă 512. Dar de unde să știm noi deodată 512? Nu avem decât munca asta de uzură de făcut, adică din aproape în aproape. La fiecare etapă, prin cât s-a mai simplificat? Prin cât s-a mai simplificat? Dacă însă, și ne costă foarte mult timp, dacă însă știm să lucrăm cu puteri, atunci pe 4 îl scrim ca 2 la 2, pe 48 ca fiind 3 ori 16, 16 e 2 la a 4-a și în sfârșit strângem tot ce se poate sus, obținem, pare mi se, 3 ori 2 la 9, deci de sus așa s-a obținut 3 ori 2 la 9 și supra 2 la 10. Iar în clipa aceea, simplificarea prin 2 la 9, că aplicăm proprietatea aceea, nu? Cum se par două puteri ca aceeași bază, și 2 la 10 fiind la numitor, deci din 10 am scăzut pe 9 și au fost 2 la 1, urma sunt 3 sus, 3 pe 2. Iată, acesta a fost răspunsul pe partea cealaltă, prin, uite, 2 la 9 pe 2 la 10 ori 3, prin simplificare 3 pe 2. Deci de aici importanța pe care trebuie să o acordăm lucrului cu puteri. Nimic nu s-a făcut în matematică așa fără niciun rost, ci doar pentru ca să vină în ajutorul activităților concrete, practice, pe care avem, ne întâlnim, să spunem, din viața de zi cu zi și să nu pierdem timpul acela să adunăm repetat un număr. Atunci a fost tabla mulțirii. Să nu mulțim repetat un număr. Și a fost vorba de introducerea noțiunii de putere. Deci 2 ori 2 ori 2 de 5 ori, să zicem 2 la 5, scris mult mai concentrat. Așa încât... Hai să vedem încă o dată proprietățile. Începe cu prima, din nou, vreau să întărim, repetând, să întărim ce lucruri pe care le-am făcut. Prima proprietate, la ce se referă? Cum se referă la faptul că orice număr la puterea 0a este egal cu 1. Orice număr la puterea 0 egal cu 1. Și că, cu precizarea că baza trebuie să fie diferită de 0. Foarte important, nu? Da. Baza diferită de 0. Și acolo am spus că situația aceea de 0 la 0 va fi lămurită, nu? În clasa 11-a, când vom putea da răspuns ce se întâmplă cu 0 la 0. Ei bine, acum... Asta a fost prima proprietate. A doua proprietate la ce se referă? Cum să înmulțim două puteri. Care au aceeași bază. Adaugă au aceeași bază. Deci două puteri care au aceeași bază, pentru că dacă vor fi baze diferite, nu mai poți reacționa. Deci cum se înmulțesc două puteri care au aceeași bază? Cum? Spune în cuvintele tale. Um.
în bază, da, și adunăm exponenții. Și spune încă ceva. În condițiile în care avem o putere, ne putem închipui că exponentul acela poate fi privit ca o sumă de două numere și atunci ne putem întoarce înapoi și vedem ca un produs de două puteri. Nu? Deci orice putere cu un anumit exponent, zicem 7, a la 7 poate fi scris repede ca fiind a la a 3, 3 plus 4. Și de unde provine asta? Povestește tu. Când s-au adunat exponenții? Ce a fost de a adunat exponenții? O mulțire. Că egalitatea trebuie văzută totdeauna și din dreapta spre stânga. Deci înseamnă că a fost de la a la a treia ori a la a patra. Deci, indiferent, orice putere poate fi privită după nevoile gheșițului ca fiind un produs de două puteri cu exponenții, încât suma exponenților se dea 7 ăla, 3 plus 4. Deci, noi descompunem pe 7 ca fiind 3 plus 4, așa l-am văzut noi, și atunci vine la a la a treia ori a la a patra. Mai clar. Dacă avem de făcut calculul ăsta și am insistat suficient de mult, dar mai fac încă o dată, să zicem 5 la a treia ori 25 plus 5 la a doua ori 125, totul supra 625, egal cu. Ai două variante de lucru. Să vezi cât face 5 la a treia, să vezi și să mulțești cu 25, 5 la a doua, să mulțești cu 125, să faci adunarea și pe urmă să împarți la 625. Asta e o variantă de lucru care, pe care o poți aborda, dar care consumă foarte mult timp. Noi am văzut asta. Însă, o altă variantă care ar fi? Mai întâi să transformăm pe 25 și pe 125 în puteri. Așa. În puteri cu baza 5. Așa. Deci, dacă ai șansă, nu știm că poți de fiecare dată, dar dacă ai șansă, de data asta ai. Și atunci vei spune 5 la a treia, oricât. 5 la a treia, stai. Ori 5 la a doua. Da. Plus. Plus 5 la a doua. Da. Ori. Descompune pe 125. Da. Vorbește că e un spațiu gol aici când vorbim. Deci este 125, tragem linie pe lângă, pentru că... De două ori. Prin cât? Prin? De două ori. De ce de două ori? Prin cât merge asta, simplificarea asta? Nu prin eu două. Nu zic. Fiindcă ultima cifră e 5 prin 5. Nu? La divizibilitate. Păi, da, eu deja făceam calculul, adică... Așa, ai vrut să spui câtul împărțirii? 5 în 12 merge de două ori, dar așa trebuie să vorbești, da, că așa un 2 aruncat acolo de două ori nu înțelegeam unde. 25. 5 ori 2, 10 și a rămas un 2 restul și am coborât pe 5. Hai vorbește exact cum se întâmplă în împărțire. Și avem 25. Deci 25, așa, încă un 5. Iar merge prin 5.
25 se împarte la 5. Iar merge prin 5. Da. Și 5 fiind restul pe care l-ai obținut la împărțire, 5 ăsta la rândul îi se împarte printr-un 5. 5, 5, 1. 1. Și îți dă cât? 5 la 3. De acum încercăm să reținem filmul ăsta, că 25 e 5 la a doua, 125 este 5 la a treia. Iar în descompunere, când ai ajuns la 25, poți să folosești 5 la a doua acolo. Adică, în descompunere acolo, știi, poți să mergi prin 5, prin 5, cum ai făcut-o, e corect, dar ca să mărești ritmul de lucru. Deci, ori 5 la a treia, da? Totul supra, 625, ia să vezi. Cinci la cincea. E cinci la cincea, da? Cum ți-a ieșit? Ia să mai vedem o dată. Cinci la trei ori cinci la doua. Dar de ce cinci la doua? Ia să vedem. Când împarți 625 prin 5, ai zis că mergi întâi și întâi, nu? Păi, dar acum eu adun ce pot. A, dar nu, pe 625 nu umblăm și la 625? Bine. La numitor era. Umblăm și aici, să scrim tot ca o putere. Avea la numitor 625, deci trebuie să-l aranjăm și pe el. Descompunem. Da. Odată. Deci 5 în 6 odată. 1, 2... 12, 5 în 12. 125. 125 pe 125 fi că ai mai făcut o dată, el înseamnă 5 la a treia. Și spui că în loc, uite cum a fost 625. Și cu încă un 5 de la 625, 5 la a patra. 5 la a patra, asta vreau să spun, ca să nu mai continui să pierzi mult timp, ci din clipa în care în egheșiciu te-ai întâlnit să ți se proaspăt în minte, atunci încerci să faci descompunerea asta cât mai rapidă. Deci aici ai supra 5 la a 4 și egal mai departe cu. Și ai spus că 5 la a 3 ori 5 la a 2 face cât? 0. Nu? Deci egal mai departe, zicem 5 la 3 ori 5 la 2, egal cu? 2 două puteri care au aceeași bază. Da. Și cât faci? 5 la 5. Păi, așa, 5 la 5. Plus? Plus... Iarăși 5 la 5. Iar un 5 la 5, sigur că da. Totul supra 5 la 4. Da. Și este egal mai departe cu lucrăm. Ce ai de gând să faci? 5 la 5 a plus încă un 5 la 5. 5 la 10. Dacă ar fi mulțire, Măriuca. Dar aici este adunare și n-am niciunde între două puteri când se adună. Ce am făcut ieri și am discutat? Când 5, e vorba la de adună... 5 la 5 pe lângă... Așa, dăm pe cel mai mic, acum sunt egale, 5 la 5 pe lângă... 1 plus 1. 1 plus 1. Totul supra 5 la a 4. Da. Adică 5 la, 2 ori 5 la a 5. Că 1 plus 1 fac 2. 2 înmulțit cu 5 la a 5. De fapt, puteai să spui deodată, fără să zici. Ca și cum mai spun, 5 la 5 e un măr. Prietenii noștri. Deci sunt egal, da? Un măr și cu încă un măr, două mere. 2 de 5 la a 5. Și asta scriu. 2 ori 5 la a 5.
Sigur că tot atât de bine am scos în factor comun, dar și asta încă o dată este explicat de ce zicem de 2 ori 5 la 5 supra 5 la 4. Da. Și egal mai departe cu fiindcă la numărător și la numitor ai numai produs, nu mai este o sumă, acum începi să simplifici ce se poate. Ai situația aceea de împărțire a două puteri care au aceeași bază. Deci împărțirea a două puteri care au aceeași bază. Peste dar... N-am înțeles ce facem acum. Uite, ai... Nu? De împărțit numărătorul la numitor. Da. Și fiindcă ai aranjat numărătorul ca un produs de factori, îți permiți acum să faci proprietatea asta. A la n împărțit la a la m. Deci e 2 supra 1. E 2 ori 5 la puterea. 2 ori 5 la puterea cât? La puterea întâia. La puterea întâia, că 5 minus 4. Da? 5 minus 4. Și egal, mai departe, supra 1, cum ai spus, e bine, dacă nu mai punem, nu-i nimic, doar fracția cu numitorul 1 înseamnă numărătorul în sine, și face 2 ori 5, 10, și s-a terminat exercițiul. Deci, dacă ai fi abordat fără calculul cu puteri, ci pur și simplu să te duci la calculul în sine, după lucrul pe care îl faci în total, rezultatul va fi fost 10. Știi cât ar da calculul de sus? Faptul că la împărțire obținut 10, la împărțirea la 625 ți-a dat rezultatul 10. Acum, când avem rezultatul, aș vrea, fără să facem calculul, și să spui cât este la numărător, în mod sigur. Deci, dacă ai fi mulțit pe 125 cu 25, 25 cu 125, le adunai între ele și nu știu ce, nu știu cum, cât crezi tu că obțineai la numărător? Și, deci ne-a dat 10 acolo, nu? Da, faptul că a obținut 10 la împărțirea asta, cine împărți la 625 face 10? Ca și cum te-aș întreba. Cine împărți la 625 egal cu 10? 6250. Așa trebuia, da? Deci în mod sigur, cine nu crede, nu are decât să facă calculul. Și muncind tu, îți dădea 6250 supra 625 și atunci la împărțirea asta este 10. Și terminat. Da, puțin că m-a chemat mama. Te rog. Am revenit, scuze. Deci, în final, în exercițiul ăsta, ți-am arătat încă o dată importanța operațiilor cu puteri și de ce proprietățile trebuie știute, pentru că te ajută să faci calculul mult mai ușor. Și acum să ne ducem la proprietatea a treia și să încercăm să o revedem. Noi am făcut-o, dar revedem, insistăm asupra ei, să o înțelegem încă o dată și să vedem cum poate fi aplicată în exerciții. Deci cele trei le avem, repete-le încă o dată tu, cele trei proprietăți de până acum, pe care le-am
Făcuteri, am și repetat astăzi, sunt. Orice număr la puterea 0, vorbește, te rog. Poți să repeți ultima parte, că s-a întrerupt un pic? Da. Deci spuneam că am refăcut cele trei proprietăți astăzi, cu exemplu care l-ai văzut, am reușit să scoatem în evidență importanța operațiilor cu puteri și de ce trebuie să știm proprietățile. Și acum, înainte de a trece la 4, la 5, la 6, așa, vreau să le repeți încă o dată ca să-ți rămânți foarte clar. Bine. Deci, prima. Orice număr la puterea 0 este egal cu 1, doar baza să nu fie 0. Așa că 0 la 0 nu are sens. Apoi. A doua proprietate, hai. A doua proprietate ne arată cum să înmulțim două puteri cu aceeași bază. Deci, copiem baza și adunăm exponenții. Copiem baza și adunăm exponenții. Foarte clar. A treia. Dacă, mai insistăm aici, dacă merge și înapoi egalitatea, orice putere cu un anumit exponent poate fi privit înapoi, egalul ăsta, ca fiind un produs de două puteri cu aceeași bază. Deci depinde în ce situație ne aflăm. Dacă ieșiți cere asta, și aici ar mai trebui punctat așa, dacă avem adunare a două puteri, nu reacționăm. Nu reacționăm cum am făcut adunarea sau scădere. A două puteri cu aceeași bază, nu putem spune că adunăm sau scădem exponenții. Că asta e mare greșeală pe care copiii nu o înțeleg, nu vor să o înțeleagă. Și atunci, tu trebuie să le spui așa, sau să rămână în mintea noastră că dacă e adunare sau scădere, atunci căutăm care este puterea cu exponentul cel mai mic, rămâne pe loc și exprimăm exponentul mai mare cu ajutorul exponentului mai mic și îl privim ca un produs, scoțând în factor comun. Asta e foarte important. Scoțând în factor comun. Numai așa putem continua ieșit acolo. Deci, noi spunem, e adevărat asta numai pentru mulțire. Pentru adunare și scădere cu factorul comun trebuie lucrat. La împărțire? La împărțire, din nou, copiem baza și la împărțire ne arată cum să împărțim două puteri cu aceeași bază. Da. Copiem baza și scădem exponenții. Bun. Și acum tu ai înțeles că dacă exponentul, puterea are exponentul mai mare, să zicem, orice împărțire înseamnă o fracție. Da. Și dacă exponentul e la numitor, atunci scazi din exponentul din cel mai mare pe cel mai mic. Și rămâne la numitor. Exact operația asta de scădere, dar la numitor. Iar dacă la numărător, foarte bine la numărător se va întâmpla asta. Și a patra proprietate e să vedem cum o înțelegem noi. La a patra proprietate ne arată cum să înmulțim, cum să ridicăm un produs. Cum să ridicăm un produs la o putere. Produs la o putere, ambii. Adică, mai pe în limbaj noștri, cum să ridicăm o mulțire de doi sau mai mulți factori, o înmulțire de doi sau mai mulți factori, la o putere? Cum? Luăm primul produs. Nu, primul factor al produsului. Deci ridicăm pe fiecare, într-un limbaj. Încearcă așa să găsești. Deci ridicăm pe fiecare la acea putere. Ridicăm dacă pe sunt doi sau doi sau trei, pe fiecare la acea putere. Deci, da. Așa vreau să înțelegem din... Noi le-am făcut pe toate aceste proprietăți. Le-am făcut săptămâna trecută.
cu excepția ultimii care ți-am lăsat să o faci tu. Da. Am făcut și aplicația, am făcut toate acestea. Dar acum, hai să vedem dacă ne-am ales măcar cu ideea de a o înțelege că pe proprietate. Și pe nu trecem la aplicații, da? Deci cum ridicăm un produs de doi factori, un produs al 2 sau 3 sau 4, poți fi și 7, la o putere. Ridicăm la acea putere pe fiecare în parte. Da? Pe fiecare în parte. Și a cincea se referă cum împărțim. Cum împărțim două puteri care au aceeași, două puteri, cum o împărțire a două numere, o ridicăm la o putere. Ridicăm și numărătorul și numitorul. Adică și de împărțitul și împărțitorul. Că orice împărțire e de fapt o fracție. Da? Și acum insist spunându-ți așa. Că vezi, noi știm să din 4 și 5 am descoperit că putem ridica la o putere un produs sau o împărțire. Deci înmulțirea și împărțirea. Dar adunarea și scăderea? Nu. N-avem voie. Dacă zici așa, 7 minus 5, totul la a treia, nu putem fiecare la acea putere. Deci dacă e vorba de adunare sau scădere, n-avem voie să facem pe fiecare la acea putere. Se poate numai când e vorba de mulțire și de împărțire. Atât. Mulțirea și împărțirea. Dar dacă e adunare sau scădere, trebuie făcut calcul bazei. În cazul nostru, 7 minus 5 egal cu 2 la a treia. Deci, a patra și a cincea se referă la modul în care putem ridica doar un produs, când e 7 ori 5 la a treia. 7 ori 5 totul la a treia, egal cu 7 la a treia, ori 5 la a treia. Așa se ridică un produs. Sau 7 împărțit la 5, totul la a treia, înseamnă să facem acest lucru și cu de împărțit, adică 7 la a treia, împărțit la 5 la a treia. Da? Ei, 7 pe 5, 7 împărțit la 5, se mai scrie în matematică și forma asta. 7 linii ca o fracție privită. Totul la a treia, deci este egal și numărătorul la a treia. Și numitorul la a treia. Deci cele două proprietăți eu aș propune să le înțelegem deodată cu precizarea că clar să rămână pentru totdeauna că nu poți ridica o diferență sau adunare. Da? Deci dacă am 7 plus 5, 7 plus 5 totul la a treia, nu înseamnă decât să fac 7 plus 5, 12 la a treia. Deci trebuie să facem la bază operația și pe urmă să facem ridicarea. În concluzie, numai când avem înmulțirii și împărțirii facem acest lucru. Da? Numai atunci când înmulțirii și împărțirii facem pe fiecare în parte. Și când am ajuns la proprietățile acestea 4 și 5... Am o întrebare. Te rog. Deci dacă scriem la împărțire sau la înmulțire, cum am scris acum, cu 7 ori 5 pe lângă la puterea a treia, egal cu 7 la a treia împărțit la 5 la a treia, cumva asta e răspunsul? Păi da, asta e răspunsul. Adică așa se face pentru a ridica un produs la o putere și o fracție la o putere. Deci e 7 la a treia supra 5 la a treia. Și acesta, dacă cumva el mai este în context cu altceva acolo în calcul, depinde în exercițiu, se lucrează pe baza celorlalte proprietăți. Dar noi aici am reacționat și am văzut cum anume să se ridică o fracție la o putere. Și am venit cu exemple, Măriuca. Dacă îți mai amintești, uite, am luat așa, 8 împărțit la 2, cu cine este egal?
8 împărțit la 2. Egal cu 4. 4. Iar dacă spun 8 la a doua împărțit la 2 la a doua, e de parcă aș spune cine? 8 la a doua cât face? 8 la a doua face 64 împărțit la 4. 64 împărțit la 4 și face 4. Deci, iată încă o dată că 8 împărțit la 2 face 4, iar dacă ridic și numărătorul și numitorul la acea putere, 64 împărțit la 4, face 4? Nu, face 4 la a doua, adică face 16. Uite, vezi, să fim atenți. 64 împărțit la 4, 4 în 6 este o dată, nu? Și 24 de 6 ori, deci e 16. Adică 8 împărțit la 2, totul la a doua, e de parcă 4 la a doua. Că 8 împărțit la 2 făcea 4, 4 la a doua. Și face 16. Deci în exemplele care le-am luat data trecută, și acum eu insist încă o dată, pe modelul acesta înseamnă că ceea ce am spus aici este adevărat. Că 8 împărțit la 2 totul la a doua, ăsta ar fi rezultatul, 8 împărțit la 2 totul la a doua, este egal cu 8 la a doua împărțit la 2 la a doua. Da? Insist încă o dată că nu ți-a fost clar aici. Așa este? Nu acolo, doar că sus doar am scris două chestii. Adică nu ca aici în care am rezolvat până la sfârșit exercițiul. Ah, dar aici ce am făcut? Eu am făcut demonstrația lucrurilor acestea. De ce proprietatea asta este adevărată? Deci la întrebarea, de ce 7 împărțit la 5 totul la 3 înseamnă același lucru cu 7 la 3 împărțit la 5 la 3. Deci am demonstrat acum de ce se întâmplă acest lucru. Da? Deci vezi, niciuna dintre proprietățile de mai sus nu sunt ca niște legi pe care trebuie să le învățăm. Le învățăm din lucru, în timp lucru, dar ele au la bază un raționament foarte clar. Adică este ca urmare a unui argumentări concrete. Și am venit printr-un exemplu. Și n-am luat 7 împărțit la 5, că nu se împarte exact. Am luat 8 împărțit la 2, pentru că 8 împărțit la 2 mi se împarte la 4. Împarte la 2 și îmi dă câtul 4. Și atunci, dacă ridic pe 8 împărțit la 2 totul la a doua, îmi dă 16, că e 4 la a doua. Dar dacă fac pe partea cealaltă 8 la a doua împărțit la 2 la a doua, după calculul pe care îl fac, vin 64 împărțit la 4, fac 16. Deci, în concluzie, am arătat că 8 împărțit la 2 totul la a doua înseamnă 8 la a doua împărțit la 2 la a doua. Deci este adevărată proprietatea. Prin exemple, că suntem la etapa asta, când vrem să înțelegem din exemple tot lucrul ăsta. Mai luăm încă unul. Tu te întrebai aici de ce n-am făcut calculul, nu? Da. N-am avut ce calcul să fac, pentru că 7 cu 5 nu s-a legat împărțirea asta. Eu mi-am luat bazele 8 și 2 pentru ca să pot dovedi proprietatea asta. Haideți să mai vedem așa, dacă vreau să reținem bine aceste lucruri. Uite, dacă tu ai de făcut calculul ăsta, avem de făcut calculul, să zicem așa, 48 totul la a treia supra 12 totul la a doua.
Deci, ăsta ar fi calculul pe care vreau să-l aflu. 48 totul la 3 supra 12 totul la 2. În clipa în care nu vrei să ții cont de loc de proprietăți, te-a pus să faci calcul, fiindcă la a treia și la a doua parcă ai putea să faci lucru. Cât face 48 la a treia? Cât ar face? Ia vezi, 48 totul la a treia. Deci calculează 48 la 3. Asta fac. Da. 48 ori 48, cât ți-a dat? 48 ori 48, 2304. 2304, da. Este bine, cred. O să văd cum argumentăm acum, imediat. Și mai ai 2300 ori 48. Mediat. Da. Doi, trei, șase, douăzeci și șapte de mii 632. 27.632. Acum, eu să vezi, încerc să găsesc, să aproximez rezultatul ăsta, să văd dacă tu te-ai dus foarte aproape de rezultatul corect. Eu am să scriu așa, în loc de 48, am să scriu parcă ar fi 48, hai să zicem așa, 48 e mai mic decât 50. 48 mai mic decât 50. La a treia, 48 la a treia, e mai mic decât 50 la a treia. Deci eu vreau să găsesc un rezultat undeva aproape de 50 la a treia. Cu vreo 200, 300 mai puțin. Hai să facem pe 50 la a treia. Ce înseamnă 50 la a treia? Egal cu 5 ori 10, totul la a treia. Deci este 5 ori 10, totul la 3, bine? Da. Și ce înseamnă să ridicăm un produs la o putere? Să ridicăm la acea putere, conform proprietăți, pe fiecare din termenii săi. Să facă 5 la a 3, ori 10 la a 3. Da? Fiecare factor al produsului la acea putere. Și egal cu 5 la a treia cât este? Din experiența pe care am avut-o până acum. La 5 ori 5 ori 125. Deci vine 125 ori cât? Ce?
Ori cât? 10 la 3 cât este? A. 300. Cum ai făcut 300? Pardon. E 10 ori 10 ori 10, de 3 ori. Da. Și cât este? 1000. Ori 1000. Și la înmulțirea lui 125 cu 1000, cât este? 125 de mii. Dacă ar fi fost 50 la a treia, destul de mare față de ce mi-ai dat-o. Eu așteptam să fie un număr mai mic, dar nu de ordinul sutelor de mii, când îi lipsește cel puțin 100 de mii. Deci nu, înseamnă că e greșeală. Vezi, ce mult mă ajută să estimez corect rezultatul. Deci eu acum, gata, spun 48 la 3, nu-i bine. Deci nu-i bine pentru că nu se apropie, eu vreau să fie mai mic decât așa, dar după părerea mea trebuie să fie 1.124 de mii și nu știu ce pe acolo. Cel mult printre 1.000 diferența. Că acolo doar un 2 acolo care completează până la 50. Că 48 până la 50 e foarte aproape, nu? 8-ul de 10. Deci, estimând, spun, da, nu se poate. E greșeală. Iată încă o dată cum eu am făcut când tu mi-ai dat răspunsul 27.632, am făcut repede 5 la 3 ori 10 la 3, că știam proprietatea. 5 la 3 ori 25 cu 3 zerouri în coadă, zic 25 de mii. Nu, e greșeală. Asta înseamnă. Hai să vedem mulțirea asta, să o facem încă o dată. 48 ori 48. 48 ori 48 ori 48, de 3 ori. Da. 48 ori 48, vorbește tu. Deci 48 ori 48. Opt ori 8, 64. Da. Și la asta reținem. Da. 8 ori 4, 30, 32 și cu 6, 38. 38. 0. Da. 4 ori 8, 32. Da. 4 ori 4, 16 și cu 3, 19. Da. 4. Da. 0. Da. 3. 3. 2. 2304. Deci. Da. 2304, nu știu cât ți-o dați data trecută. Da, 2304 mi-a dat. La 50 ori 50 așteptam aproape de 2500. Că 48 e aproape de 50 și venea 5 ori 5, 25, urmat de 2 zerouri, deci 2500. 2304 e aproape și sunt încântat că este aproape, nu? La mai puțin de 200 diferența. Și bine, acum ori 48. Ia să vedem. Vorbește. 4 ori 8, 32. Ținem 3 în minte.
8 ori 0, 0 și cu 3, 3. Da. Optor 3, 24. Da. 4, 2 în minte. 8 ori 2, 16 și cu 2, 18. 18. Asta la mulțirea cu 8. Da, mă cu 4. Te rog. Patru ori 4, 16. Dar începem cu 0, nu? Da. 4, 4, 16. Că cifra 10-lor. Da, 1. 4 ori 4 ori 0. Și deja am aflat ce am greșit. 4 ori 0, 0. Și cu 1? Și cu 1, 11. 1. Deci 1. 0 și 1, 1. Dar da. Când ai, ținem cont de asta, Măriuca, când ai un 0 imediat, 4, 4, 16 și pui odată 16, că oricum pierzi timpul acolo. 4, 0, 0 și cu 1 și cu nu știu ce. Deci nu mai influențează. Și atunci zici 4, 4, 16 pentru amândouă. Te duci mai departe. 4 ori 3. 4 ori 3. 12. 12. Și cu 1. 2 ori 4, 8. Și cu 1, 9. 9. Ia să vedem. 2. 2. 9. 9. 5. 5. 10, da. 11. 11. Cât este rezultatul? 110.592. Și mi-a dat 27.632. N-are cum să fie fost. Ce estimam mai devreme? Aproape 125.000. Nu m-am dus nici eu bine, că am zis că e foarte aproape. Dar am spus că am pierdut 100.000, cel puțin. Și am pierdut. Deci 110.000, așa ai spus, 110.592. 592. Este numărătorul. Deci iată, mergem fără puteri. Mergem pe calculul în sine, să vedem cum facem operația asta. Destul de dificil, pentru că 48 la 3 am avut dificultăți maxime și ai văzut ce greșeală s-a strecurat acolo. Nu trebuie să strecoare nici când suntem obligați să facem o mulțire. Deci trebuie să fim foarte atenți că o singură greșeală și spune s-a terminat. Hai să facem și 12 la 2. Bine. Cât face 12 la 2? 4. Imediat. Scriem ceva. Bine, scriem. 2, 2, 144. 144. Ce fel de număr este ăsta?
din 144, cum spunem? Cum se numește? Poartă un număr, un nume, 144. Da. E pătrat perfect, fiindcă există 12 care la a doua, de aia este și pătrat perfect. Există cineva care la a doua se fac 144 și este 12. Deci numărul acesta 144 este pătrat perfect. Și acum trebuie să facem împărțirea, să vedem ce se întâmplă. Și 2304 e pătrat perfect. Pe 2304. 2304, care e 48 la pătrat, sigur că da. De acord? Și 2304 este un pătrat perfect, fiindcă 48 la pătrat face așa cum ai spus tu. Și acum să facem împărțirea. 110.000, 592, împărțit la 144. Să vedem. Ăsta e calculul pe care l-avem de făcut. Vorbește, hai că să continuăm amândoi să facem împărțirea asta. Hai spune, fiindcă împărțitorul are 3 cifre, vom lua cel puțin 3. Luăm 4. Deci 110 mai mici și atunci luăm 4, punem liniuțe la primele 4 și știm sigur că împărțitorul va fi un număr din câte cifre? Câtul va fi un număr din câte cifre? 3. Din 3, pentru că o cifră va fi asta care obținem acum și încă alte două, pentru că mai avem pe urmă două cifre de... Deci dacă noi avem în minte, înainte de a începe calculul, lungimea câtului, din câte cifre este, este foarte, foarte important. Deci din 3 cifre să aștepți. Și acum începem, te rog. Ca 1 în primele două cifre, da? Ca 1 în 11. De 1 în 11 este de 11 ori. De 11 ori, dar nu-i 11, nu-i cifră. Deci până în 9 totdeauna ne gândim. Dar fiindcă în spate se află destulă încărcătură, 44 ăsta, el va aduce multe contribuții. Numai dacă spune de 9 ori, 9 ori 4, 3, 6, la 10. 9 ori 4, 3, 6, un 3. 9 ori 1, 9 și cu 3, 12. Eu zic deci de 8. 12 depășește, nu din 9 ori, ci de 8 ori, vezi? Asta înseamnă să evaluăm. Niciodată să nu te gândești vreo clipă, când nu ți-a mers și ai fost nevoită să iei încă o cifră, nu te poți gândi că merge exact de câte ori se cuprinde, de 11 ori, nu se poate prune. De noi ne gândim cu cifre, până cifrele sunt doar până la 9. Dar te uiți repede în spate cine vine și îți dai seama că mai bine să iei de 8 ori pentru că vei avea șansă. Ia să vedem, să zicem, dacă avem șansă sau nu. Vedem acum, 8 ori 4. 4, 32. Da. Din 8 ori 4, 32, dar cu 3, 35. Da. Opt ori la 8 și cu 3? 12. 11, a depășit. Vezi, dacă eram un pic mai atenți, am spus că din 9 ori e prea mult. Dacă făceam analiza 8 ori 4, 32, adică 3 e același, 8 ori 1, 8 și cu 3, 11, vedeam că aici după 11 e 0 și nu depășește, clar depășește. Și atunci veneam de 7 ori deodată. Este foarte important să faci această analiză pentru că îți mărește ritmul de calcul.
Deci dacă te duci cât mai aproape de numărul respectiv, nu trebuie să încerci, n-am mers mai mult, mai puțin. Când îl lași prin încercări, faci multe tatonări și pierzi foarte mult timp. Deci de 7 ore, acum sigur 7 va merge. Te rog. Imediat. Eu am făcut Da, eu vreau să vorbești mai mare, Luca, că dacă nu vorbești, golul ăsta, eu ți-am zis că nu scriu decât clipa care vorbești. Zic, poftim, 7 ori 4, zi, vorbește. Că... Da, în fine. 7 ori 4, 28. 28, 8 și 4 reținem. Iarăși. Iarăși am 7, 4, 28 și cu 2, 30. Da. 3 minute, 7, 1, 10. 10. Hai, păi eu ce să fac? Eu aștept să vorbești. Scuze. Nu știu. Scăderea asta. Scăderea asta, păi nu știu. Am uitat să zic cu voce. Păi zic cu voce, ce să fac? 7. Da. 8 din 15. Vorbește mai mult, că tare, tare greu când nu vorbești. 9. 9. 0, nimic, nimic, pardon. E bun? Coborăm acum 9. Coborăm pe 9. Și... Hai, vorbește. Eu zic de 6 ori. La 6, de 6 ori, tu bănuiești exact la, de 7 ori a fost 1080, 1008, mai scazi 144, și pentru de 6 ori asta înseamnă că scazi, da, 144. Și îți va da 900... 40 sau cât vine, 56 sau 62 cât vine acolo. Se încadrează, de 6 ori merge, da? Merge. Hai să vedem. 6 în primul rând. Hai, 6 ori 4. 4. Hai, vorbește mai mare. Da, fac o mică verificare aici. 4, 10, 4, 6, da. Da, 860. Da, a zis să vorbești. Eu vreau să vorbești. 6 ori 4 se aude așa cum facem calculul.
6 ori 4, hai. 6 ori 4, 24. 4 și 2. 2. 6 ori 4, 24 și cu 2, 6. 26. 6 scrim 2. Ha? 6 ori 1, 6. 6 ori 1, 6 și cu 2, 8. Da, deci 864. Da. O 115. 4 din 9, 5. Așa vorbește acolo. Când faci calculul, vorbește. 5. 6 din 7, 1. 8 din 9, 1. Așa. Bun, restul ăsta, 115. Bun. Față de 144, e mai mic și bine. Coborâm pe 2. Da. Hai. A, de 8 ori. De 8 ori. Ia să vedem. 8 ori 4. Da, fix. Da, 32. 8 ori 4, 32, 35. 8 și cu 3, 11. Deci împărțirea s-a făcut exact și calculul... Deci răspunsul aici la toată povestea asta egal cu 8. Ăsta ar fi fost răspunsul. Hai să recapitulăm încă o dată, Mărica. Spune-mi tu, dacă acest exercițiu l-ai fi putut duce cu precizie la capăt până să obții rezultatul ăsta 8. Ce părere ai așa? Am fost mai ușor dacă știam. Poftim? Stai, Deci, fără puteri, când am aplicat puterile, doar am calculat ce înseamnă 48 la 3, doar 12 la 4. Dacă aș fi știut cu putere, ar fi fost mai ușor. Deci, ar fi fost mai ușor. Pentru că ai văzut, 48 la 3, ai greșit acolo. Și totul ar fost. Îți dai seama, puteai să iei de 2 ori, de 3 ori la un loc. Deci, ai peste greșeală și n-ai voie să greșești. Categoric, acum vei înțelege că lucrul cu puteri este foarte, foarte important. Deci 48 la a treia, totul supra 12 la a doua. Ăsta a fost numărul. Și egal mai departe cu. Ia să văd ce inițiativă pe baza proprietăților care le avem aici de la puteri. Să vedem cum gândești să te duci pe puteri, că ai, simți că pe culoarul ăsta e mai mare. O șansă mult mai mare. Ce inițiativă? Hai să vedem. Vrei să vezi dacă una din puteri, una din baze, se scrie cu ajutorul celelalte baze. Da. Aș încerca să transform pe 48 să fie 12 la puterea... Nu. 48 să fie 12 ori? 12 ori 2. 12 ori 2 fac 24. Ca să facă 48. Ori. Adică împați pe 48 la 12, ca să-ți dai seama. 4. Ori 4. Deci, în loc de 48, zicem 4 ori 12, totul la a treia. Supra 12 la a doua. Și egal cu.
Acum, după cum ne arată la proprietarea a patra, așa, ridicăm fiecare factor la puterea respectivă, adică 3. Adică va fi egal, egal mai departe cu 4 la 3. Da. Ori? Ori 12 la 3. Ori 12 la 3. Supra 12 la 2. Da. Și egal cu? Acum ești cât 4 se poate. La 3 asupra 12. Păi acum ai cea mai mare bucurie, pentru că unul din factori este 12, baza 12, sus e la 3 și 12 la 2. Și acum simplificăm, fiind în produs. Dacă ai fost plus, n-ai voie să faci asta. Ai ce proprietate? Unde o ai pe asta? Împărțire, nu? Împărțirea a două putere. 12 la 3 asupra 12 la 2. Da, 4 la 3 asupra 1. Sau, deci 4 la 3 au... 4 la 3 asupra 12. Sau 12 la... sus, că exponentul mai mare e sus la numărător. Deci 4 la 3 ori 12. Ori 12. Dacă 3 minus 2 face 1. Și 4 la 3 cât face? 4 la 3 face... 4 la 3 face... Mai bine fac pe care ai decât în minte. Deci 16 ori 4. Da. Deci egal cu 64 ori 12. Și 64 ori 12, vezi cât face calculul acesta. Unor 4, 4, unor 6, 6. Șapte sute șaizeci și opt. Și nouă cât ne-a dat data trecută? Când am făcut calculul direct așa, cu împărțirea aceea. Șapte sute șaizeci și opt. Deci răspunsul este acela, 768. Este mai ușor de aflat. Este mult mai ușor, sigur că da. E mult mai ușor. Deci de aceea... Înainte să facem cu puterile astea și mi-a explicat mami un pic cu puterii, i-am zis, deci, doamne, cine folosesc? Așa te întrebai. Păi te întrebai, dar acum când ai descoperit cât de mult îți ușurează, dar dacă ar fi cu exponenți foarte mari, eu am luat aici cu exponenți mici. Dacă e exponentul la puterea 23, la puterea 17, la puterea... nici nu se pune problema să faci calculul. Deci este exclus să mai faci calculul. Numai că eu am luat așa cu exponenți mici,
ca să te duci și pe partea cealaltă cu calculul numeric concret și să vezi ce dificil este și să constați că dacă știm proprietățile, atunci acționăm foarte repede. Deci eu pe aici am, ce am urmărit eu prin exercițiul ăsta? Am urmărit să vezi tu că 48 poate fi scris ca fiind 12 ori 4 și fiind la a treia, fiecare la a treia. 4 la a treia, 12 la a treia. Și acum, în final, am avut împărțit două puteri cu aceeași bază și am ajuns la rezultatul același, mult mai ușor. Te apuci să mulțești, te apuci să împarți. Hai, Doamne, Doamne, Doamne. Da, dar dacă și împărțirea nu se poate face exact, s-a întâmplat să fie exact. Dă rest. Când îți dă rest, înseamnă că te-ai blocat complet. Trebuie să nu mai poți. Fracție ce cu rest și să spui că faci acolo. Înseamnă că toată strădania ta a fost. Trebuie să iei fracția de la început și să o simplifici prin 2, prin 2, prin 3, prin cât poți sau acolo și să o faci până ajungi la o fracție ireductibilă. Deci este foarte, foarte important să știm operații cu puteri. Haideți să mai facem încă unul și să zicem așa. Să spunem că ai 2 la a șaptea ori 6 la a cincea plus 36 la a doua, 36 la a treia, hai să zicem așa, la a treia, plus, las numai atât, 36 la a treia, totul supra 72 la puterea a cincea, egal cu. Hai să facem o discuție așa, să vedem ce. Aș vrea mai întâi să. Deci îl scriu pe 2 la 7. 2 la 7-a Îl ca păstrăm. număr, ca valoare, nu? Da, îl păstrăm, adică. Păi 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 7 ori găsești numărul. Dar fă strategia de lucru. Vrei să nu mai scrii pe bază de lucru cu puteri? Dacă abandonezi chestia asta, te înțeleg. Ca să calculezi 2 la 7. Pe urmă 6 la 5 să-l calculezi. Pe urmă 36 la 3, pe 72 la 5. Că asta înseamnă, vrei să fugi de puteri și îți propui să vezi numărul în sine cât va face și să te apuci de operațiile în sine. Nu vreau să fug de puteri. Nu. Atunci vrei pe bază de putere, dacă vrei pe Da. bază de putere, atunci lasă pe 2 la 7, că el e Bine, scris. am zis să-l păstrăm. Îl păstrăm, sigur că da, nu umblăm la el. Nu. Bun. Deci egal cu 2 la 7 ori. Ori. Doi la Hai să o luăm ușor. 6-i 2 ori 3. da și Deci umblăm la bază, că baza poate fi scrisă ca un produs de alți doi factori primi. deci 2 ori 3. 2 ori 3, totul la cât era el la a 5-a. Da. Plus. Plus.
Hai să-l descompunem pe 36. Asta fac acum. Da? Da, încă o dată. Doi la doua, trei la doua. Doi la doua. La 3 la 2, pentru că e 4 9 mai mare ca nu rapid, puteți zice. Da. 4 9 3 6, 4 2 la 2, 3 la 2 și totul la 3. Totul la 3. Totul supra. Pe 72. Descompun. Descompune. Scuze pentru scomod. Deci... Avioanele acolo, la voi. Da. Cât ți-a dat 72 în descompunere? Imediat. Doi la patra ori trei la doua. Doi la patra? E vezi, e doi de trei ori? De patru ori? Ca, cred că e de trei ori, zic. E 8 ori 9. 8 ori 9 fac 72. 8 e 2 la 3 ori 3 la 2, 9. Și tot asta e la 5. De ce ți-ai spus tu 2 la 4? Mamă, început. 72 prin 2. 72 prin 2, 36. Iar prin 2. Iar, dar deja știam la 36 cât e. Aveai 2 la 2 ori 3 la 2 și mai vine un 2, 2 la 3, vezi? Da. M-am gândit eu. Un pic greșit. Bun. Deci 2 la 3 ori 3 la 2, totul la 5. Și egal mai departe cu. Hai să vedem. Doi la șaptea, n-avem treabă cu el, nu? Da. Ori cât? Doi la șaptea. Ori doi la cincea. Așa, ori doi la cincea, ori cât? Ori trei la cincea. Ori 3 la 5. Plus. Plus. Ar fi 2 la 2, totul la 3, punem într-o paranteză. Deci. 2 la 2, că e locul 1, totul la 3, ori. Celălalt, care este cât? Care este 3 la 2. 3 la 2. Totul la a 3. Că nu, conform proprietății, fiecare din paranteze se ridică la puterea care e indicată, la 3. Dar primul factor e 2 la 2, al doilea factor e 3 la 2. Și totul supra, jos,
Totul supra... Locul întâi. Cine este locul întâi? Primul factor. Este 2 la 3. Așa o scriem. 2 la 3. Așa, îl punem într-o paranteză. Tot ăsta se ridică la puterea 5. Ori celălalt factor. Trei la a doua, totul la? Cincea. A cincea. Și iată cum ne-am lovit de ultima formulă. A la N, totul la M. Suntem 2 la a treia, totul la a cincea. 3 la a doua, totul la a cincea. Deci ne trebuie formula asta. Hai să o descoperim. Deci nu știm, dar vrem să o descoperim acum. Hai să luăm 2 la a 3 totul la puterea a 5 egal cu 2 la a 3 cât face? 8. Deci ar fi 8 totul la a 5. Da. Totul la 5 știi să calculezi, egal cu 8 ori 8 ori 8, nu? Ca asta spunem, de câte ori? Da. Deci 8 ori 8 ori 8 ori 8 ori 8. Știu cât face 8 la 4. Lasă că nu calculăm, nu ne interesează numeric. Nu ne interesează numeric, că dacă ar fi o expunere, noi vrem să descoperim proprietatea. Cum facem cu 3 și cu 5 ăsta? Ca să fie N și cu M. Acum revenim. Cât este 8-ul? Ca puterea lui 2. Întoarcem înapoi. În loc de 8, cât să spunem? Am avut aici. 2 la a 3-a ori celălalt 8. Iar 2 la a 3-a ori 2 la 3-a. Da, ori 2 la 3-a ori 2 la 3-a. Și știi să mulțești două sau mai multe puteri care au aceeași bază? Știi să mulțești două sau mai multe puteri care au aceeași bază? 2 la 2 la 15. 3 ori 5, nu? Că zici doar să nu o să adun 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 ca să perzi timpul. Știi, adunare repetată înseamnă mulțire. 2 la 15. Adică 3 ori 5. Am descoperit. Deci 2 la 3 totul la 5 este 2 la și se mulțesc astea 2. 3 ori 5. Să scriem și noi chestia asta. Astăzi, asta era proprietatea pe care nu știam. Nu știam. Adică 2 la a 3 și să o încadrăm, că am găsit răspunsul. 2 la a 3 totul la a 5 egal cu 2 la puterea 3 ori 5. Deci egal cu 2 la 15. Foarte interesantă. Deci proprietatea. Și ea cum ar suna? Cum ai înțelege tu? Ce este 2 la a 3? Este o putere. Cum se ridică o putere? Asta înseamnă că are bază și exponent. La o altă putere. O putere la o altă putere. Cum se ridică? Deci o putere, 2 la a 3 o putere, la o altă putere, la a 5. Copiem baza, 2. Da. Și ce facem cu exponenții? Îi adunăm. Nu îi adunăm. Nu. 3 ori 5, 15. Îi înmulțim. Deci copiem baza, nu îi adunăm 3 și cu 5.
Când adunăm exponenții la operația de mulțire a două puteri. Dar ridica o putere la o altă putere, copiem baza și mulțim exponenții. Nu? Că așa ne-a dat nouă, 15. Așa a venit din exemplu, din negheșițiu. Deci, 2 la 3 totul la 5 înseamnă că ăsta de sus spune, zice, scrie de 5 ori 2 la 3, 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 deci înmulțiți. Și acum te duci în proprietatea de mulțirii și cum se face? Copiem baza și adunăm exponenții. Dar 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, o adunare repetată de 5 ori, înseamnă 5 ori 3. Și așa asta e proprietatea de aici. Deci cum se ridică A la N totul la M? A la N totul la M. Vine A la cât? Ca să o completăm. A la N ormă. N ormă. Și cu asta am făcut și proprietatea de mai sus. E, hai să terminăm exercițiul, că avem acest rezultat acum pus la punct și putem continua exercițiul. Deci, vezi, a fost din lucru, dintr-o nevoie practică. Că dacă eu făceam așa forțat, nu înțelegeai de ce. Dar din nou, așa asta vine ca o nevoie. Și egal mai departe cu, adică ducem linia de fracții și zicem. Hai, cât face? 2 la 7 ori 2 la 5? Ai aceeași bază? Cum se... Da, copiem baza. Da, 2. Așa. Ori 3 la 5. Lăsăm așa. Plus, ne ducem acum la al doilea termen. Acum. Așa. E 2 la cât? Că e o putere la altă putere. Adică este formula de aici. Deci exponenții 2 și 3, ce facem acum cu ei? Conform proprietății, am demonstrat-o, îi mulțim. Da. Și vine 2 la cât? 2 la... A 6-a. Da? E 2 ori 3. A. Și... Ori 3 la... 3 la a 6-a. 2 la 6 ori 3 la 6. Supra jos. Supra... Doi la cât? Hai că avem proprietatea. Da. Cât vine? Doi la? Nu? Că e 3 ori 5, 15. Plus, ori 3 la 10. 3 la 10. Și egal cu. Nu putem simplifica, pentru că avem o adunare de doi termeni. Acum trebuie să vedem factor comun din cei doi termeni. E, lasă vezi tu care ar fi factorul comun pentru a face simplificarea. Sigur că
dintre 2 la 12 și 2 la 6, se vede că 2 la 6 e mai mic și pe el îl lăsăm. Și atunci umblăm la 2 la 12. Și între 3 la 5 și 3 la 6, cel mai mic e 3 la 5. Și pe el îl lăsăm, pe 3 la 6 îl scriem ca 3 la 5 ori 3. Jos n-ai nevoie. Jos lași așa, pentru că... Dar la e plus sau ori? Aici e ori. N-a fost ori. Ok. Uite, ori a fost aici. Uite-te și mai sus, la numitor, da, da. 8 ori 9. Da. Și după ce scoți în factor comun și așez așa, atunci factorul din față, 2 și 3 care îl vei scoate, adică pe 2 la, pe 3 la 5 scoți în factor și pe 2 la 6 din față, se simplifică cu ăștia 2. Și ce îți va da, va fi o fracție pe care o vei vedea ca urmare a rezultatului acela pe care îl vei obține. Ei, și aceea va fi fracția pe care o poți scrie în final și vezi dacă ea mai este simplificabilă sau nu. Iar dacă vrei să te duci, ai curaj, eu n-aș avea curaj, nicio, să mă duc pe calculul cu numere, adică să fac 7 la 2, îmi dă, nu știu cât îmi dă acolo, 6 la 5, 6 ori, 6 ori, 6 ori, 6 ori, 6 de 5 ori, oh, dă mult. 3, 6 la 3 și el îmi dă mult. După care se le adun, fac 72 la 5, enorm. Și pe urmă, să fac împărțirea aceea, nu sunt așa curajos. Iar pe bază de puteri, lucrul merge mult mai ușor. Te las să termin acest exercițiu. Aș vrea să scrii, Măriuca, de mai multe ori proprietățile astea. Să se rămână clar. Cele 6 proprietăți, nici nu știi când ai nevoie de ele. Nici nu știi când ai nevoie. Trebuie să ai tot timpul prezente după tine. Deci în mintea ta să fii tot timpul prezente. Așadar, practic cele mai... A la 0 doar când facem acolo scăderi, știu ce, îți face 0 și face 1. Dar în rest, astea 5 sunt importante. Cum mulțim două puteri care au aceeași bază? Cum împărțim? Cum se ridică un produs sau o împărțire? O mulțire sau o împărțire la o putere? Și pe urmă, cum se ridică o putere la o altă putere? Ele sunt toate 5 care sunt de folos. Și dacă le știi foarte bine, atunci... Când te întâlnești în teren, în exercițiu, le poți folosi. Altfel, știi, dacă tu nu le scrii de mai multe ori ca să-ți rămână ții în minte și să vezi de unde vine, ca să nu fie așa ca, ca niște rezultate. E ca la tabla mulțirii. Tabla mulțirii, dacă știi să înțelegi adunarea ce e repetată sau să înțelegi care e mecanismul de așa, primul, la un loc încolo se instalează rezultate. 7 ori 8 fac 56. Iar până atunci, scrim pe 8 ca 10 minus 2 și face 70 minus 14 și la 70 minus 14 fac 56. Până când, zici, mai bine rețin că 7 ori 8 fac 56. Așa și aici. Cu puterile trebuie să reținem asta. Ne oprim aici, dragilor, și sperăm că vom face lecții din ce în ce mai frumoase de la, dar trebuie sigur participarea elevului. Fără participarea ta, fără angajamentul acela de a te bucura, pentru că descoperim acest lucru cu puteri care ne înlesnește foarte mult sau mărește viteza de lucru în calculele care apar. Dar insist, eu aici am lucrat. Uite, aici am mărit-o un pic, am zis 72 la 5-a, dar poți fi exponenții de ordinul sutelor. Când nu se mai pune problema calculului efectiv a valorii, nu avem cum. Deci acolo numai singura variantă rămâne lucru cu putere. Dacă Mihai dorește, întreabă-l și ne scrii. Bine. Bine, la revedere, dragilor. La revedere. Curând. M-am închis.